Vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați venit, să vă spun că suntem foarte bucuroși că în turneul ăsta, primul turneu în București, Cluj și Sibiu Mediaș, al acestui film, acestui proiect de film, al doilea proiect care eu regizez după romanul domnului Pastor Regina Schlattner, suntem aici la Mediaș. Suntem foarte bucuroși și mulțumim foarte mult domnului primar și tuturor de aici. Echipa noastră, din păcate, nu e foarte mare reprezentată aici, pentru că sunt actorii în alte părți și mai departe. Domnul Regina Schlattner este autorul romanului, cel de doua roman care face parte de film. Consider că aș avea să fie cel mai rău din film, actor. A venit cu noi, a fost și la Cluj, a fost și la Sibiu și a venit și la Media. Și mulțumim foarte mult, Costa. Bună ziua, suntem la Media și ne bucurăm foarte mult. Avem în această seară premiera filmului Mânuși Roșii, un film excepțional, un poem excepțional, o poveste excepțională. Avem autorul aici, povestitorul, trăitorul acelor fapte și acelor vreme, domnul Schlattner. Încă o dată mulțumim Mediaș pentru primirea dumneavoastră. Și vă dorim tot binele din lume. Da. Dacă aveți de pus întrebări, noi am venit aici special să vă spun la întrebări, să vă lămurim de cu filmul. Și domnul părinte Regina Schlattner și Costel și cu mine este gata să răspundem la toate întrebările dumneavoastră în legătură cu proiectul nostru, în legătură cu filmul, în legătură cu ce trebuie să ne întrebați? Subiectul filmului este unul mai mult decât generos. Cât de greu a fost de realizat, cât de greu a fost de transpus pe peliculă, nu știu, trăirile, tot ceea ce înseamnă acest lucru? Din punct de vedere tehnic, realizarea scenariului a fost complicată, pentru că este un roman extrem de bogat, extrem de stufos, cu multe luni. Un critic german important de cinema, un caravanserai de povești. Și scenariul trebuia necesar să fie mai restrânse, mai riguroase, mai fixate, mai axate. Și am departe, a fost foarte multe lupte, adică luptă în sensul bun, ca să încercăm să păstrăm esența acestui roman. Și cred că am reușit, de asta o să vă spun după aceea Regina Schlattner, în ce măsură se regăsește în film, în ce măsură se regăsește în film. A fost multă muncă, am patru scenariști. Menționez în special Bogdan Cușanu, care a făcut mai versiune, Gabriel Sârbu, care a scris dialogurile, Wolfgang Ruf din Germania, care m-a așteptat foarte drag aparte, și, în sfârșit, eu ultimul de pe listă, și au fost patru scenariști în acest film. Și a fost o ecranizare complicată, dar ne-a făcut foarte multă plăcere tuturor. Cei de la Hot News titrau astăzi, după proiecția de la București, că este o abordare cam cu minte a unui subiect foarte generos, acea colaborare cu securitatea. Cum comentați? Hotnews.ro. Nu contează. Fiecare spune ce vrea. Libertatea presei. Și spune asta. Dacă și asta e cu minte, atunci nu încerci să mai trebuie. Aș vrea să vadă sânge curgând, probabil, și acest lucru. Nu a fost cu minte. O să vezi, l-ați văzut? Nu. Vedeți, să ai dacă ați văzut, să vezi dacă a fost cu minte. Că poți să ne corectăm. Avem vreo 2000 de metri de pe lucru cu sânge. Și atunci, imediat, intrăm cu săbii, cu topoare și cu... Dar îți vreau să spun și eu un cuvânt, da? Eu până acum totdeauna am considerat cei de la presă, cei de la TV, cei de la radio ca prieteni ai casei. Și despre mine, de când au apărut aceste trei cărți, aceste trei romane care le-am scris în limba germană, faptul că am putut să le scriu în limba germană, asta datoresc patriei mele, România, care niciodată nu ne-a interzis limba maternă, și după 23 august, când am fost în război cu Germania, puteți întreba pe oricine de vârsta mea, în septembrie ne-am dus mai departe la școlile germane cu limba de predare germană și cu două ore de limba română din clasa a treia. Primul lucru care știam pe românește la 6 ani a fost M, dar la 9 am știut mai mult, nu știu românește, asta e un mare merit al patriei. Și aceste cărți, într-adevăr, le-am scris numai pentru amintirile mele și au avut o rezonanță mare în spațiul germanofon, sunt și traduse în foarte multe limbi, chiar și Mânușile Roșii, dar eu nu m-am implicat nici la primul roman ecranizat de, pot să spun, suntem pe tu, prietenul meu, domnul doctor Radu Gavrea, nici în al doilea. La al doilea roman, Mânușile Roșii, care tematizează într-adevăr 2 ani
de regim celular la securitate din orașul Stalin, astăzi Brașov, Kronstadt, Brașov, am spus atâta, să nu mă menajeze și am sperat sau eram convins că dumnealui va reuși să traducă două dimensiuni ale securității. Nu numai brutalitatea care o cunoaștem, ci și subtilitatea și rafinamentul intelectual cu care a fost abordat acolo. Să nu uităm că atunci au existat oameni care au crezut în ideea comunismului și noi, tânării, la un moment dat tot ne-am gândit ce bine ar fi să ajungem noi la o societate în care nimeni nu mai plânge, în care nu se frică când vine factura cu lumina și cu gazul și în care alimentele sunt accesibile, nu? Cum a spus Churchill odată, cine până la 30 de ani nu este pentru comunism, n-are inimă, care peste 30 de ani vede în comunism o alternativă definitivă a viitorului, nu are minte. Eu eram 24 de ani când a arestat și eram student. Să nu uităm chestia aceasta. Adică, ceea ce am sperat și eram convins că se va traduce a fost acest lucru. Nu numai brutalitatea și subtilitatea sub două aspecte. Și rafinamentul intelectual, o să vedeți acolo un colonel care cu mine în limba germană a vorbit despre Freud, despre Thomas Mann, vorbește despre altceva acolo, mă rog, nu s-a putut acum din 600 de pagini să ficiar mot-a-mot totul. Și am spus, și bineînțeles, a personalul de la securității, a gardianului și așa mai departe, și a rafinatului și a celorlalte aspecte. Dar, încă o dată, ceea ce face acest film ca să aibă totuși un marcaj unic și se știe acum, am călătorit foarte mult cu aceste trei cărți în multe țări și despre filmul acesta s-a spus deja că nu are un corespondent în felul abordării problematicii, nu manicheiste, alb negru și noi nu mai suntem sfinți și ceilalți au fost numai brutal, nu are un corespondent în felul abordării încă în statele postcomuniste. Dacă ar fi să caracterizați, care ar fi acele cuvinte? Au fost mai deștepți decât am crezut noi. Și erau peste tot. Plus, încă ceva trebuie spus, pe ce la ce m-am bazat, dânsul este puțin mai tânăr ca mine, eu sunt din 33, dânsul din 37, a fost și dânsul, tocmai în perioada aceea, închis, 10 luni de zile, dar e destul să stai o săptămână ca să trăiești și ca să-ți dai seama ceea ce am scris eu în cartea mea, fără să mă menajez, după 40 de ani, este veridic și adevărat și în transpunerea acestui roman, bineînțeles, au făcut parte, să zic așa, și experiența dânsului la același segmente de vârstă și în același ambient ca student. Vă știți care era definiția securității? La inima via partidului care bate și bate și bate și bate de dânsul. Domnul Gabriel, cum v-ați ales echipa? Pentru că tot într-un interviu dat în această clădire ați fost întrebat de echipă și a spus că e cel mai important membru pe care ar trebui să-l distribuție la totul. Păi actorii, am ales actorii, am făcut foarte mult casting pentru unii. Pentru alții am pus de la început. De exemplu, Costel, am lucrat cu el și l-am pus de la început fără niciun test, fără nimic. Pe Iureș cum l-ați adus în echipă? Iureș, am lucrat cu el și știam că ce poate Iureș, evident. Cel mai important a fost Alexandru Mihaiescu, care e jucătorul principal, care debutează în filmul ăsta și, după părerea mea, debutează foarte excepțional, o să vedeți, și care, într-adevăr, a fost un risc, pentru că, așa cum mi-a spus când am putut să-l distribui, cu el putea să cadă filmul sau să stea filmul. Adică nu puteam să fac un film ca ăsta dacă rolul principal, care are 70% în spinare, nu ar fost corespunzător. Din fericire pentru mine și pentru film, s-a adeverit acest lucru. Iar în privința echipei sunt oameni care lucrez de ani de zile. Operatorul, un fost coleg cu mine, scenograful care face o scenografie extraordinară,
fratele meu Florin Gabriel, care a lucrat și în Germania și care, o să vedeți filmul, toată închisoarea e construită în platou, nu există nicio construință. Toată închisoarea e construită în platou, celule, coridoare, birourile, securitate, birouri de anchetă, toate. Dacă nu le puteam construi, dacă fratele meu nu le făcea să le construim în platou, nu am fi putut face filmul, pentru că a fost mult prea scump. O filmare în închisoare reală ar fi durat dublu ca timp, în condiții extrem de grele de filmare, nu se putea pune lumina, ar fi fost frig, ar fi fost spații de pierdut și așa mai departe. Lucrurile platonele, de color făcut de Florin Gavrea, scenograful, și datorită filme, partenerea Atlantis Film, care a oferit acest platou cu un înalt profesionalism, ne-au permis să filmăm filmul în 28 de zile sau 36 de zile, nu mai știu că a fost dragă. 36 de zile. Ceea ce niciodată n-ar fi fost posibil să facem dacă făceam în afară asta. Deci asta a fost. Montez de ani de zile cu care lucrez. Afară de Florin Gavrea, fratele, care de scenografia, este Svetlana Mihailescu la costume extraordinar, crescare, 7 filme. General a fost toți oameni care am lucrat, la compozitor, Thomas Foster, a făcut muzica la Coșul de Capitate. Deci, în general, oameni care au lucrat, am lucrat. Și alții care au venit noi, dar mă bucur că au venit și cred că vor lucra mai departe cu ei, cum ar fi Mircea Rusu, care face lucruri extraordinar, cum ar fi Ion Grosu, partenerului de partea cealaltă a baricadei. Din Germania, Udo Schenk, care este un actor absolut extraordinar, care este actorul majorul de care vorbea domnul Schlarter, Victoria Cociaș, care este mama extraordinară a eroului principal. Și primul film, vă rog. Da, mama și în primul film, și domnul Schlarter spune că e tot timpul de cât o vede prinde, pentru că spune că înseamnă cum extra. Nu știam că așa, dar înseamnă că așa e. Așa este, da. Acum, pentru mine acest film a avut și multe conotații emoționale, nu? Că a fost redarea romanului, care este redarea biografiei, așa încât a fost două planuri care, la moment dat, au fost congruente și s-au suprapus, nu? Despre scenariu vreau să spun, despre scena, vreau să spun așa că dacă nu mi s-ar fi spus că este în mod artificial de pe platou, eu aș fi crezut că exact acolo s-a întâmplat, adică era și de autentic, decât eu nu mi-aș fi dat seama că tot acest ambient concret este artificial, să zic așa. Adevărul este că la acest decor a avut un noroc extraordinar. Noroc că am găsit ușile. O să vă dați seama din ce cauză. Pentru că în închisoare, cel puțin unde am stat eu, nu se vedea nimic. Nu mai puteam vedea. Era într-o bimniță ca un safe, cu o ușă metalică, fără fereastră. Nu m-am ferit de chepeng de beton de s-a transfucit, că zice dacă e zi sau noapte. Dacă ningea peste chepeng, era întâiere complet toată ziua. Dar timpul în închisoare se dau zgomotele, sunetele care apare. Da. Și sunetul ușilor de pușcărie nu se putea reda niciodată dacă nu aveam aceste uși aduse de la închisoare și montate pe o parte de zidărie, adică scenograful a făcut zidărie în jurul ușii, ca sunetul ușii care bate în perete să fie cel autentic. Deci asta dă extraordinară autenticitate filmului în plus, pentru că, vă spun, timpul nostru era marcat de pași, de pași de coridor, de uși, că la un dat învățam ușile. Învățam mușchile și știam când se apropie după sunet, când e gardianul, ușa era aia, a treia, a patra, a cincea. Bănuțul ăla care o să vedeți în film, care deschide tot timpul când te observă gardianul, pentru că e un bănuț. Vizeta, vizeta. Nu vizeta, bănuțul ăla, nu vizeta, vizeta are o ușiță care se deschide. Bănuțul este un bănuț metalic care e prins într-un cui, se doar o parte ca să spune gardianul la ochiul, să vadă ce face înăuntru. De-aia n-aveai voie să stai sub ușă, trebuia să stai pe la una în fund, ca să fii totdeauna în timpul vizual. Toate acestea sunt sunete. Afară de ce vedeți dumneavoastră, sunt sunete. Sunetul bănuțului, sunetul vizetei, care se închidea, sunetul ușii, ca și mai departe. Toate astea nu se puteau face dacă nu am fi avut aceste șanse să găsesc că ei, scenograful și cu producția ușii respectivă, să le putem monta acolo. În orice caz, eu am făcut în timpul filmărilor un fel de tur cu gereșii de la București, am invitat în închisoare și au fost destul de fricoșească. N-am fost de și mai era mai este un detaliu care aici n-a fost chiar așa de evident. Gardienii, prin uniformă, erau caragioși, întrucâtva că umblau în papuci, ca să nu iau. Dar, la moment dat, 2 ani și 2 zile am stat într-o celulă de 7 metri pătrați, care n-a fost scos niciodată la lumină și niciodată la lumină de la anchetă, dar niciodată la plimbare în curte. Când mi-a dat drumul, n-am mai putut să mă duc drept înainte, fiindcă 2 ani ce-am făcut? M-am plimbat în sus și în jos. Cred că 15.000 de kilometri am făcut acolo.
ei umblau în papuci ca să nu-i auzim. Totuși, ce zice dânsul, la un moment dat o rece a fost așa de finisată, să zic, încât cea când veneau îți dădeai seama. Plus te duceau cu ochelar, asta nici Andrei Degen nu făcea, cu ochelar de tinichea te ducea. Niciodată n-am ieșit din celula cea de-abia acum, când am fost de trei ori filmat acolo, decât mi-am dat seama cum a fost. Numărul 11 pași, capul la perete, unde peretele? Banditule, aici noi întrebăm, ce știi tu? Ei, totuși, urechile te învățau enorm de multe și mirosul. Mirosul și când te băga în camera de anchetă, presiunea luminii, despre mirosul de formație, sunt și inginer, ca și dânsul, presiunea luminii îți spunea că acum gata, ești undeva într-o sală în care este lumină. Ei, toate aceste lucruri au fost transpuse de dânsul în aceste 100 de minute sau cât durează filmul. Asta a fost în anii 60, în care nu mai a fost acea samovolnicie și brutalitate. Dar nici nu e adevărat. În 48, în 48. Nu discutăm chestia asta, asta e o prostie. Când te ține acolo 60 de luni, nu te condamna, aici totuși mai venea și procurorul prin celulă și când un coleg de-al meu a spus, eu sunt deținut politic, eu doresc ziare, a spus, da, o să primiți ziare și o cafeluță și dacă doriți cu caimac sau fără caimac. Și așa a fost mai ironie. Plus, mai era o chestie, era chestia timpului, care este foarte greu de transpus, acel timp care se dilată. Și 2 ani de zile n-am știut ce se întâmplă afară și n-am avut niciun indiciu ce zi avem. Din când în când m-a întrebat anchetatorul ce zi avem astăzi. Totuși, și acolo există un fel de segmentare a timpului interior și știai că astăzi avem, ce zic, să zic, 27 decembrie. Toate acestea au fost, o să vedeți, probabil, dacă cum am ne onorați cu prezența dumneavoastră, o să vedeți toate acestea cum au fost, cum a reușit să le transpuie în imagine. Se mergea, practic, pe o dezumanizare totală. Da, o să vedeți, asta spun că ce povestește Cornelius, o prostie fără margini. N-ai nicio legătură. E o prostie, pur și simplu, trebuie neapărat să se scrie la prost despre tine și acum, culmea, cel mai rău scris că e prea puțin violent. Asta e o campanie, adică o să vezi și noi asta. E destul de violent, să știți. Nu, asta e filmul. Ce să mai ne scuzăm acum? Dacă un critic îți pare că nu e violent, îți fac un film bun care se spinte că burta, face sânge pe ecran, ca la Kill Bill, ca la Tarantino. Se poate, poate și la Tarantino, dar nu asta ca Tarantino. Asta e tot. Poți să tai în punct, așa, să curgă sânge din deci. Numărul de telefon al criticului și adresa. E prima reacție apărută astăzi. Nu, dar știu criticul, dacă nu știu criticul de la Hollywood. Care mi-a spus că a făcut film extraordinar de altfel. Așa mai scrie de la Hollywood. Dar asta e. Eu m-am documentat și am găsit prima foarte bine, dar prima reacție. O să vedeți filmul. O să vedeți, dacă vi se pare că e prânt, mai întâi. Avem secvențe cu bătăi mai multe care le-am scos, dar nu mă repădăm înapoi, nici o problemă. Domnule Gabriel, ce buget ați avut la dispoziție? Adică cât costă? 150.000 de euro. Ceea ce e un buget pentru orice altă țară de râs. Și dacă nu m-aș fi plăcut, să mă repet în platou, n-am putut face film, adică niște condițiile mai de lucru la 45 de zile de filmare sau 50, nu se putea face, n-aveam cum să facem, n-aveam bani să facem. A fost un risc foarte mare. Cam la cât s-ar fi ridicat dacă ar fi fost scene autentice? Deplasările, dați seama, deplasările, însemna că se filmăm în închisori reale, deci însemna să nu puteam lumina în primul rând la închisori reale, nu se poate lumina, nu aveam nicio perimică de mine, 2 la mână. Ar trebui să țin echipa 10 ore la Gilabani. Ce vrea în fric și nu știu ce, ai trebuit zilnic să fac o oră jumate cu mașina, a dus orul la întors, ori jumate la întors, deci rămâneam numai 6 ore de filmare. A fost absolut, practic, imposibil să fac. Și această ofertă a studiului și această idee și această contribuție extraordinară a scenografului a făcut filmul posibil, așa multe. Cum mai doresc să spun totuși ceva la sfârșit, e un fel de comoditate a gândirii noastre să ne folosim de prefabricate, de clișee, de stereotipuri, ungurii sunt așa, nemții sunt așa, sași așa, românii așa, țiganii altfel și așa lucrăm noi în genere, fiindcă este și un flux de informații prea mare, noi trebuie să-l organizăm și avem noi
sertarele noastre și despre securitate, așa și așa mai departe. Dar ceea ce eu totuși încerc și eu lucrez cu stereotipul, să nu mă las, să nu deviu prizonerul acestor stereotipuri, ci dacă văd așa un film, să mă gândesc, mă, poate eu totuși am avut o părere prea strictă sau prea unilaterală. Adică să mă las convins, sau când zic, omul acela e așa, o fi așa el în momentul acela, dar poate peste 2-3 ani de zile eu am, să am curajul să-l remodelez, să mă las influențat în imaginea aceea să fie remodelată. Și așa este și cu securitatea. Acolo nu se poate vorbi de trădare. Dacă chiar doriți la securitate, dacă se poate spune, este ce, se poate spune ceva, este cât ai avut putere să nu vorbești. Dar nu există ca până la urmă să nu începi să vorbești. Că nu poți să te opui. Așa că sunt anumite noțiuni, etaloane, care într-un ambient anumit nu mai sunt valabile. Și Ticu Dumitrescu, care a scos legea aceea despre fosta securitate, a spus foarte bine în articolul 5. Ce ai spus tu la securitate când ai fost dus acolo și prins acolo și ținut acolo, nu cade sub verdictul, nici a colaborării, nici a denunțării, nici a trădării. Altceva dacă tu te duci acolo și zici vreau să-mi cumpăr o mașină, vă rog, am mulți prieteni și o să încep să-i torn acum. Mai altceva și dacă ești în libertate, unde mai ai posibilitate să spui nu. Și altceva dacă te ia, cum a arestat pe mine la Universitatea din Cluj, zici să mergem până la noi pentru o mică declarație și 2 ani și 2 zile nimeni nu a mai știut nimic de mine. Așa încât și aici sunt anumite noțiuni etaloane care trebuie să le adaptăm situației. Și cred că ar fi bine să, părerea mea că stăm prea mult despre prostia asta din Hotnews, e mult mai important să înțelegeți un singur lucru, că aceste procese, în această perioadă, erau procese înscenate. Procuratura avea un scenariu precis. După Revoluția din Ungaria, când a fost spaima cumplită și la Moscova și la București, și al lui Viorel Iudeș, care conducea țara, era spământat complet că se întâmplă ca aici, s-au pus la cale arestări de grupuri cu scop precis, grupuri care erau posibile izvoare de așa ceva ca în Ungaria. Și au fost studenții, eu n-am știut niciodată, că eu am fost înăuntru într-un dosar de 12 oameni. N-am știut, pentru că nu s-a vorbit. Când am ieșit, n-am mai vorbit. Acum un an de zile a apărut o scriitoare maghiară, Maria Vaida, poate că o știați să vorbim despre ea, care a scris despre studenții mișcării studenței de 56 și au apărut dosarele. Eu n-am știut decât acum 2 ani, că au fost la Timișoara, la Cluj, la Iași și la București. Și la Timișoara și Cluj au fost oameni condamnați la moarte de studenții ăștia, înțelegeți? N-am știut. Până a fost cu intelectualii. Procesul Noica, dacă îl citiți, este o făcătură. I-au pus la un loc pe Noica, care era un tip de filozof, și care a fost la Noica? Ce a fost acuzat? Că a vrut să citească o carte a lui Cioran. În carte, în procesul acesta al scriitor, care am citit amănânțit, s-a publicat și în Germania, de ce a acuzat pe scriitor? Că spunea că poezia lui Beniuc este proastă. Tu, se pare că turnătoria ta principală sau de bază a fost că ai spus că nu știu ce poet Beniuc scrie prost, sau ai spus, adică vreau să spun că lucrurile în esență erau minimale. Procuratura îi folosea ca martor. Dacă nu găsea pe lesea altul, ei trebuiau să construiască un scenariu, trebuia să facă un vinovat. Și încă o dată, în 1960, istoria a fost așa. El a făcut această trădare care de fapt și-o așa asumă. N-a spus niciodată că nu și-o asumă. Dar, oamenii au fost închiși în 59 și trebuia să stea 15 ani. Au plecat în 64 toți, că a fost amnistia și au plecat în Germania. În 68, a fost revizuirea procesului, a fost amnistiat în linia în care Ceaușescu a luat procesele tale. Dacă vreau, s-a spus exact. A fost luat din așlatră, care era, din punct de vedere psihic, foarte sensibil, așa spune în procesul ăla de revivire. Și a fost luat expre, adică l-au luat cu scop, pentru că era de stânga, era intelectual. Deci putea să aibă o eficiență, ceea ce spunea el, era ușor de manipulat și l-au prelucrat, cum se spune, ca fezandat 2 ani de zile. Eram singurul student SAS care a vrut să se scrie în partid. Când m-au arestat, m-au găsit toate actele la mine, că eu m-am dus la universitate în ziua aceea, să mă scriu în partid. Așa se lucra. Deci este foarte ușor să vorbim acum și să se poate. Ține semn de această specifică.
Deci, citate, eu un colegul meu care vrea să nu care este de la tânăr, aici o talentat și am clarat dialogul, îmi spunea, domnule, dar ăștia nu caută nimic lucrurile, de ce nu caută? Păi spui, nu caută, că ei nu trebuie să caute, nu e ca filme americane că caută pe John care a omorât pe Peter sau pe fabrice. Cei trebuie să fabrice niște oameni, în scenariu, ca să spui un scenariu, ca să fie coerent. Și nu trebuie să poată fi coerent, prezentat în scânteia ca o acțiune, ca și Pătrășcar. Niciodată Pătrășcar nu a fost agent anglosaxon. L-a bătut pe Dumnezeu Zilber până a spus și la ceva o funcțiune, l-a bătut pe altul până a spus alte funcțiune și a ieșit, iată, atunci am împușcat oricum, pentru că gândește să-l împuște. Deci nu conta că a zis Dumnezeu Zilber sau nu Dumnezeu Zilber, tot l-a fi împușcat. Deci, asta vreau să vă spun. Final de la stabilitul.